Unii șoferi de camioane reprezintă un adevărat pericol public. Asta au concluzionat specialiștii Registrului Autoromân Prahova, care astăzi a organizat o acțiune de control pentru depistarea autovehiculelor care au o stare tehnică precară și ai căror șoferi nu respectă orele de odihnă. În mai puțin de o jumătate de oră au fost depistate în trafic 3 astfel de cazuri. Starea tehnică, după cum puteți observa, este precară. Au fost găsite la o inspecție tehnică vizuală defecțiuni la sistemul de iluminare semnalizare. Pune un pericol traficul? Bineînțeles. Aparatul tahograf este digital cu cartelă digitală. Pe această cartelă se înregistrează toate datele, tot ce a făcut șoferul, când s-a oprit, cât a dormit, cât a mers. Și lipsește la această mașină? Această mașină lipsește, da. Atunci noi nu putem identifica de cât timp a mers el. Nu putem ști că a mers de o oră, de două, de 10 ore, de 20 de ore și atunci în momentul ăsta se va imobiliza până când va veni cineva cu un car valabil să poată să ia mașina. De cât timp ai permis de conducere? În mai. Și a testat pentru a conduce o basculantă? Două săptămâni. O săptămână. Dar l-ai ridicat? Nu, nu. Trebuie să ridic. Ai conduce așa o basculantă deși ești începător? Ce are? Semnul de începător ăla? Nu ăla. Ai mai condus și înainte să obții permisul? Mai grav, șoferii munceau peste program fără a fi respectate și pauzele pentru odihnă. Nu au fost respectate perioadele de conducere și odihnă. Un lucru foarte grav, deoarece pot pune în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Ei vor fi parcați aici până când cineva va veni, ne vor contacta și atunci vom înapoi actele și tot ce trebuie ca să poată să plece cu marfa de aici. Ce explicație v-a dat? Că nu și l-a luat. Cei trei șoferi riscă acum și o amendă de 1000 de lei, cu posibilitatea de plată a doar jumătate din sumă, dacă aceasta este achitată în 48 de ore.